Bun găsit, sunt Ionela Oniciu și vă invit să urmăriți cele mai importante evenimente ale zilei de la Făgăraș. Aer greu de respirat, praf dens ca ceața și copii afectați de poluare, așa descriu locuitorii din Hoghiz viața din apropierea uzinei de ciment. Au avut ghinion și cu vara secetoasă de anul acesta pentru că fără un strop de ploaie, aerul e și mai greu de respirat. Deși la fabrica de ciment s-au montat filtre împotriva poluării, praful încă persistă. Se tem cel mai tare pentru sănătatea lor și a copiilor, este declarația locuitorilor din Hoghiz, unde mediul este puternic poluat cu praf de ciment. Oamenii se bucură când plouă, pentru că atunci aerul este ceva mai respirabil. Nici după averse, praful nu dispare, ci se depune pe sol. E poluare multă, se vede dimineața așa, ca o ceață. Cei mai afectați și cu probleme de sănătate, pentru care mă număr și eu din nefericire. Copii. Îi scoatem afară mai rar, mai ales pe ăsta mic. Tușește, am fetea aia care e mijlocie. Tușește rău, rău de tot. Vine mamă să acasă acum și să o ducă la un medic undeva să vede. Până acum a fost, pentru că a fost secetă. Corect. Vă 3 luni a plouat. Acum dacă a plouat, acum simțim un pic de aer mai curat. Oamenii spun că au probleme de sănătate și asta întrucât zilnic inhalează praf de ciment. Tot mediul este afectat. Pulberea se depune în grădini, pe legume și fructe și chiar pe furajele consumate de animalele din gospodării. Cum a fost și vara asta secetoasă, mult praf, afectează foarte mult. Probleme respiratorii, probleme cu animalele mănâncă furajul ăla plin de praf, noi consumăm laptele și de acolo o grămadă neajunsuri. Monocitoza, mai exact creșterea numărului de monocite în sânge, apare cel mai des în analizele medicale ale locuitorilor din Hoghiz. Medicii din Hoghiz spun că cei mai afectați de poluare sunt sătenii din Fântâna și Cuciulata, localități aflate în imediată apropiere a uzinei de ciment. Expunerea prelungită la emisiile de pulber fine duce la boli pulmonare cronice. Ca să nu se îmbolnăvească, oamenii evită să iasă din casă și stau mai mult cu geamurile închise. Pentru ca tabloul să fie complet, pe lângă poluare, oamenii spun că mai au o mare dezamăgire, starea drumurilor din zonă. Mașinile de tonaj greu care aprovizionează fabrica de ciment distrug partea carosabilă. Prin zona asta pe aici, pe la noi, n-ar trebui să circule mașini de tonaj greu printre blocuri pe aici. Se circulă în prostie, cu toate că au interdicție, văd că nimeni nu le interzice. Mașini de tonaj greu trec cu fel de fel de produse, cu nisip, cu din astea și e nasol. Și poluare și din punctul ăsta de vedere și al prafului și din poluare de privire al zgomotului. Și asta e tot o poluare. Poluare fonică, nu? Întrebați cum ar descrie traiul la Hoghiz cu un drum greu accesibil și poluare cu praf de ciment, oamenii nu au de spus decât atât. Viața este cenușie. Băiatul înecat acum 8 zile în zona barajului de la Olteț a fost scos astăzi la suprafață de apele Oltului. După căutări eșuate, familia încă avea speranță și s-a rugat măcar să recupereze corpul băiatului pentru a-l înmormânta creștinește. Apa a scos astăzi la suprafață trupul copilului care s-a necat în urmă cu o săptămână la barajul de la Olteț. 3 pescari au văzut corpul băiatului plutind la suprafața apei și au sunat la 112. În jurul orelor 13, 3 persoane care se aflau la pescuit în zona lacului de acumulare a hidrocentralei din localitatea Olteț au găsit cadavru pe malul drept a Monte, al lacului de acumulare. Au anunțat prin apelul de urgență 112 poliția. S-a deplasat echipa operativă de cercetare la fața locului. Imediat un echipaj al pompierilor s-a deplasat la fața locului și dintr-o barcă pneumatică, cu ajutorul căngilor, au împins spre mal trupul lui Sebastian. Trupul a fost transportat la spital, la morga spitalului, pentru efectuarea de necropsie, urmând a fi încredințat familiei mâine pentru mormântare. În continuare, secția 3, poliție rurală Voila, continuă cercetările sub aspectul de moarte suspectă.
Băiețelul din Rucăr, în vârstă de 9 ani, a plecat joi 6 octombrie cu niște prieteni la pescuit. A alunecat de pe mal în apă și l-au înghițit curenții. Deși au încercat să-l salveze trăgând de undița pe care Sebastian încă o mai ține în mână, prietenii băiatului nu au reușit să-l scoată la mal. Timp de mai multe zile, echipajele ISU, alături de un scafandru, au încercat să dea de cadavrul copilului, însă fără succes. Astăzi apa a scos la suprafață trupul neînsuflețit. Șanse mici de supraviețuire în cazul lui Dan Petrișor, bărbatul care a încercat ieri să-și pună capăt zilelor după ce și-a ținut mama moartă în casă pentru a putea primi pensia ei de 1000 de lei pe lună. Surse neoficiale susțin că acesta a căzut în depresie. După tragedie s-a mutat la un prieten apropiat. Acesta l-a descoperit pe Dan Petrișor ieri dimineață într-o baltă de sânge după ce a vrut să se omoare aplicându-și lovituri de cuțit în zona gâtului. Omul a fost transportat la spital și operat de urgență. Medicii îl țin la terapie intensivă, dar spun că nu se știe dacă va scăpa cu viață. Starea pacientului este foarte gravă. Continuăm știrile. 200 de profesori din zona noastră iau parte la un curs de perfecționare. Participarea este gratuită și se înscrie în proiectul Compendiu. Modulele de instruire se desfășoară la Colegiul Național Radu Negru și sunt susținute de lectori de specialitate. Profesorii și directorii de școli din Făgăraș și zonă s-au întâlnit ieri la Colegiul Radu Negru pentru a pune la punct desfășurarea proiectului Compendiu. Acesta vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pe plan local, Colegiul Făgărășan este partener în cadrul proiectului, alături de Casa Corpului Didactic Brașov. Toți colegii care vor dori să urmeze aceste cursuri vor veni aici la Colegiul Național Radu Negru. Sperăm să vină cât mai mulți colegi și ca sesiunea într-adevăr să-și atingă scopul, ca dânsii la rândul lor să poată să ducă mai departe informația în școlile de unde provin. La sesiunea de informare, cei prezenți au primit detalii și din partea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean. Este un proiect extraordinar de important, de interesat, pentru că vine în sprijinul colegilor pentru a dezvolta noi competențe privind evaluarea, privind descoperirea de noi metode activ-participative în activitatea pe care o avem cu elevii la clasă. La cursuri pot participa cadre didactice și personal auxiliar cu funcții de conducere, dar și profesori. Dacă ne dorim ca școala de mâine să arate altfel, cred că trebuie să începem cu profesorii, pentru că profesorii, prin activitatea pe care o derulează în școală, atât din punct de vedere al demersului didactic, cât și în calitate de manager, impactează în mod direct ceea ce înseamnă calitatea educației în România. Proiectul Compendiu face parte din programul de dezvoltare a resurselor umane finanțat de Uniunea Europeană. La nivel național are o valoare de peste 19 milioane de lei. Pentru derularea programului, Colegiul Radu Negru va fi dotat cu laptopuri, videoproiectoare, tablă electronică și sistem video de supraveghere a sălii de curs. Există posibilitatea ca acestea să rămână în custodia instituției și după finalizarea proiectului, care se încheie în data de 31 martie 2013. S-a dat startul la distracție în liceele făgărășene. Ieri, bobocii grupului școlar Dr. Ioan Șenchi au urcat pe scena Casei de Cultură, unde au fost provocați la probe de aptitudini, talent și cultură generală. Tema balului a fost una originală, Egiptul Antic. 10 perechi de boboși s-au înscris în concurs pentru a câștiga titlurile de Miss și Mr. Șenchea. Au avut de trecut 4 probe, desen, dans, întrebări capcană și un moment în care să demonstreze că au talent. Un șofer care lucrează la mașini de dezăpezire, cum ajunge dimineața la servici? Ce? Cum? No comment. Foarte tare. Licenii de a 12 au pregătit un program distractiv cu scenete, pamflete, dans și muzică. Toate au antrenat sala. Finalul balului a culminat cu momentul mult așteptat, desemnarea celor mai frumoși boboci, Alexandra Grancea și Ionuț Pârleci. Miss Boboc, după îndelungi consultări și după majoritatea juriului, pentru că nu au fost deciziile unanime, Grancea Alexandra, felicitări! Iar Mr. Boboc, Pârleci Ionuț. Cu
Următorul bal al bobocilor este cel al liceenilor de la Colegiul Național Radu Negru, vineri 21 octombrie. Seria continuă cu elevii de la Colegiul Doamna Stanca, în data de 28 octombrie. În 10 noiembrie este rândul Colegiului Aurel Vijoli să-și desemneze cei mai chipeși boboci. Ediția știrilor de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai bun. La revedere!